În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cred că cel din tâi eveniment frumos și cel mai important moment pentru care ne aflăm în seara aceasta la Sfânta Priveghere a slăvitului și întru tot lăudatului apostol Andrei este prezența moaștelor sale aici la mănăstire, așa cum le vedeți la închinare, și prezența moaștelor Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichei, când din nou, cu ajutorul lui Dumnezeu, iarăși vom avea o priveghere de toată noaptea, ca un respect în fața Sfinților pentru ceea ce fac ei pentru lume. Făcând doar o simplă idee că Hristos să poată lucra în lume, a avut nevoie de prieteni, de apostoli și de ucenici, găsim scris în Sfânta Evanghelie cele trei mari lucruri. Eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine, le spune ucenicilor și apostolilor săi. Eu v-am numit pe voi apostoli, eu v-am numit pe voi prieteni. De aceea vă trimit în lume ca pe miei în mijlocul lupilor. În momentul când Mântuitorul își termină discursul și arată în ce mod va fi propovăduirea, pentru că propovăduirea n-a fost ușoară, propovăduirea în fața a 200 de oameni la o priveghere de noapte, care deja sunt ortodoxi, sunt praviliși, sunt rugători, primesc Sfintele Taine, se spovedesc, citesc Psaltirea, știu rugăciunea minții, nu e o propovăduire grea, deci nu ni se cuvine nouă absolut nimic. Ci toată dreptatea se cuvine a se împlini în ceea ce Apostolul Pavel și Apostolul Petru și Apostolul Andrei și ceilalți 12 apostoli împreună cu ei au pătimit moarte mucenicească, exceptându-l pe Sfântul Ioan Teologul, protectorul acestui sfânt locaș, care a murit de bătrânețe, adânc a trecut la Domnul, nu folosim termenul de moarte în creștinism, moartea a murit odată cu Hristos, viața a biruit viața, deci viața lumii, Hristos a biruit viața și i-a dat putere, oamenii ca omul să aibă și mai mult să aibă, iar moartea a biruit moartea, a subordonat moartea nerecunoscătoare lui Dumnezeu și a transformat-o într-o taină și într-un somn. Ei, acești apostoli au pătimit prin propria lor trăire, martirizați ca noi astăzi să avem biserică, să avem clopot, să avem toacă, să avem altar, să avem sfântă liturghie, să avem demnitate ortodoxă, să avem credință ortodoxă, să avem creștinism, să avem prezența norului Duhului Sfânt deasupra țării noastre, pentru că acolo unde este creștinism, este prezent și Duhul Sfânt în plenitudinea Lui pentru lucrarea și trăirea credincioșilor și deopotrivă să avem Euharistie, trupul cel Sfânt și sângele cel Sfânt, mâncarea și băutura noastră veșnică. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Sfântul Apostol Andrei, frate cu Petru, din Betsaida Galilei, a fost o vreme ucenicul lui Ioan Botezătorul, apoi urmează lui Hristos, că așa spune Ioan Botezătorul, eu mă micșorez ca el să crească, și iată-l pe Andrei în peștera de la Dobrogea, Sciția Minor, la Marea Neagră, tocmai în Dobrogea de astăzi, unde și acolo în această noapte este mare sărbătoare, este mare bucurie duhovnicească, și acolo este prezența moaștelor sale, și acolo este slujbă și priveghere de noapte, și liturghie de noapte în peștera Sfântului, a doua zi făcându-se slujba în Biserica Mare, pentru mulțimea credincioșilor care vin din toate colțurile țării. Și mai mult decât atât, în acele locuri pustii, Apostolul Andrei venea și le vorbea pentru prima dată getodacilor despre Hristos. A fost ușor să treacă de la Zamolsis și de Ceneu la Hristos, pentru că vorbim de o religie monoteistă, de un singur Dumnezeu. Și mai ales că dacii obișnuiau să moară zâmbind, cu mâna la inimă, cu o mână de pământ în mână, să înțelegem că din țărână am fost făcuți și în țărână mergem,
Iar jertfa lor era una asemănătoare lui Avraam cu fiul său Isaac, era una asemănătoare lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că atunci când urmau mari evenimente, luau cel mai frumos și mai dibaci tânăr, feciorelnic și sănătos, și îl aruncau în sulițe ca jertfă lui Dumnezeu să meargă sufletul lui la cer, ca bătălia sau ceea ce aveau ei de sărbătorit să fie cu succes. Deci, remanescențe din credința primordială israeliană, deci vorbind de jertfa lui Isaac și vorbind mai târziu de jertfa lui Hristos, acum 2000 de ani, în răstihnirea pe cruce. Deci, dacii erau nemuritori și creștinii sunt nemuritori. Ceea însă ce încununează această sărbătoare și nu la întâmplare, fiind și cel întâi chemat, Andrei, și ajungând până în Crimeea de astăzi, să propovăduiască Evanghelia lui Hristos, el va muri martirizat, Pavel va muri martirizat, Petru va muri martirizat și ceilalți apostoli vor fi martirizați, pentru că ei își dau viața pentru Hristos, după cum le-a spus. Vă vor duce în sinagogi, vă vor duce la dregători, vă vor duce în temnițe, vă vor duce înaintea împăraților să nu vă rușinați, Duhul Sfânt vă va da gură ce trebuie să vorbiți și gândiți-vă că veți fi uciși pentru numele meu și veți fi uciși și cei ce vă ucid crezând că vor aduce slujbă bună lui Dumnezeu. Și iată, ei au rămas martori, cum spune Iisus Hristos, ai mei în cer și pe pământ, începând de la Ierusalim până la marginea pământului. A suflat asupra lor Duhul Sfânt, le-a dat putere să înțeleagă Scripturile, le-a dat minte să înțeleagă Scripturile și le-a zis, mergând, învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, nimic în plus. Ce cuprinde textul cărților Noului Testament și efectiv rădăcina și baza cărților Vechiului Testament. Și cineva va zice, dar de ce Vechiul Testament? Pentru că personal Hristos, când mergea sub chipul unui străin pe drumul Emausului, nu s-a identificat în fața apostolilor spunându-ne lui Luca și lui Cleopa, mă, dar n-am mulțit eu cu voi pâinile, n-am vindecat eu pe fiul văduvei Nain și l-a sculat din morți pe fiica lui Iair, cum nu mă cunoașteți? Nu. Le-a vorbit toate Scripturile despre el, începând de la Moisi, de la proroci, din psalmi, toate până la el. Și l-au cunoscut abia la frângerea pâinii, deci sublimul Euharistiei. Tot astăzi suntem la un pas de aceeași frumoasă sărbătoare, putem spune națională, pentru că vorbim de Sfântul Andrei, apostolul încreștinător al românilor, și vorbim de sărbătoarea lui 1 decembrie 1918, unirea Transilvaniei cu România Mare, adică prima unire la 24 ianuarie, Moldova cu țara românească, cu capitala la București, și apoi unirea Transilvaniei la patria mumă, deci cele trei inimi de români într-o singură inimă. Ei, această sărbătoare legată cu această altă sărbătoare arată treimea duhovnicească a credinței românești, demonstrată și păstrată prin cele trei mari capete luminate care au fost urmașii apostolilor în aceste locuri. Vorbim de Andrei Șaguna, Sfântul Ardealului, care a pus bazele românismului, a învățământului și a credinței. Apoi vorbim de Veniamin Costache, în Moldova, care a pus bazele învățământului, a creștinismului și a învățământului. Și vorbim de Antimi Vireanu, în țara românească, care a pus bazele învățământului, bazele creștinismului și bazele, dacă vreți, a culturii și învățăturii și școlilor în țara românească. Nu ei singuri, ci și alții mulți după ei, Macarie, Coresi, Simeon Ștefan, Micu Clei, Varlam, Dosoftei, ăsta la altul, Anastasie Crimca, Iacob Putneanu, Mitrofan de la Buzău și mulți alții. Dionisie Romano, Calin de la Cernica, Gheorghe de la Cernica, pentru că îl sărbătorim tot în aceste zile. Și de ce v-am amintit acest lucru? Vorbind de sărbătoarea națională a românilor, vorbim de demnitatea noastră ortodoxă, ostașii căzuți pe toate câmpurile de luptă,
pentru întregirea țării și păstrarea credinței noastre strămoșești. Deci, în momentul când venim la biserică de Sfântul Andrei pe 30, prima colivă care trebuie pusă pe masă, trebuie să fie coliva martirilor, eroilor, ostașilor, deși ele, aceste colive, se pun și la înălțare, când este ziua eroilor, se pun și la 25 octombrie, când e ziua armatei, și la 24 ianuarie, când e Unirea Mică, și multe alte evenimente din cursul anului, care sunt legate de caracter istoric, dar pe noi ne interesează aceste evenimente care marchează demnitatea noastră națională. Deci, mâine, pentru cei care vor mai fi la biserică și care vor veni la Sfânta Liturghie, vom intra în amănuntul vieții Sfântului Apostol Andrei, vom intra în explicarea sensului și rolului apostolic în Biserica lui Hristos, dar atâta trebuie să țineți minte. Ori de câte ori întâlniți o învățătură neocreștină, care nu are tangență cu demnitatea apostolică, așa de mărimea și de profunzimea Sfântului Andrei și a celor 12 apostoli, întrebați-l pe cel în cauză, frate, apostolul tău despre care îmi vorbești, când a fost ucenicul lui Iisus? Apostolii care îmi vorbesc mie de Evanghelia lui Hristos au fost contemporani cu El. Au fost ucenicii Lui, au fost apostolii Lui, au fost prietenii Lui. Apostolul pe care îl propovăduiești tu, ce rădăcină are? Când s-a întâlnit El cu Iisus? Când a primit puterea apostoliei? Când s-a suflat peste El Duhul Sfânt? Când a văzut El limbile de foc? Când a mâncat cu Hristos la cina cea de taină la masă? Când a văzut preschimbarea pâinii în carne dumnezească și trup dumnezeesc? Și când a văzut El pe învățătorul sfințind paharul, dând și luând și gustând și bând, zicând, acesta se varsă pentru voi și pentru mulți și spre iertarea păcatelor? Deci, punând aceste întrebări, deodată faceți selecția totală și definitivă între apostolii improvizați sau furtul prin sacrilegiu de texte sacre din Sfânta Scriptură și însușirea lor de către alte grupări neocreștine care se cred profetice, desăvârșite, mântuite, se cred perfecționiste sau cum spunem noi, ne-am pocăit, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Lui Dumnezeu prin schimbarea faptelor, a năravurilor și a apucăturilor și respectați învățătura, cum spune Apostolul Pavel, mai marilor voștri urmându-le în viața, îndemnul și credința, ține fiule Timotei dreptarul credinței celei sănătoase și iarăși spune Apostolul Pavel către Timotei, ceartă, îndeamnă, mustră cu timp și fără timp, dar cu Duhul blândeții. Și cum spune mai departe lui Timotei, vezi de grabă să nu-ți pui mâinile pe cineva să te faci părtaș de păcate străine, adică hirotonia prin punerea mâinilor, care nu o găsim la niciun segment de grupare neocreștină, pentru că ei nu au diaconii, ceea ce spun Faptele Apostolilor, nu au preoții, ceea ce spune Epistola 1 către Timotei, nu au episcopatul, ceea ce spune Epistola 2 către Timotei, și de aceea sunt vitregi și sărmani și lipsiți de toată lucrarea de plină a Duhului Sfânt, pentru că v-am explicat într-o predică anterioară cândva, Duhul Sfânt lucrează plenar peste toată lumea prin conlucrare, conservare și pronie, prin voia lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt e voia văzută a lui Dumnezeu, dar lucrează eclesiologic și lucrează harismatic și lucrează revelat numai prin ierarhia superioară ce vine din butucul Hristos, prin apostoli, prin episcopi, prin preoți și prin diaconi. Nu există, spune Apostolul Pavel, o altă învățătură mântuitoare și este expresia Apostolului Pavel, Doamne, Tu îi mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Deci, dacă nu iei cu una care trebuie și nu joci jocul care trebuie și nu respecti regula jocului, nu te-ai mântuit. Apostolul Pavel spune, porunca și legea am păzit, regula, cum se spune, a jocului și cu una am dobândit. Nu este a mă lăuda decât în crucea Domnului și dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Iar apostolul Andrei, cel de la gurile Dunării, care a fost martirizat și avem trupul lui în patras și crucea lui
în formă de cruce de X, așa se și numește crucea Sfântului Andrei, o găsim pusă la căile ferate ca un simbol de protecție, de luare aminte că treci pe la o cale ferată, deci este de fapt crucea Sfântului Andrei care nu s-a văzut vrednic să fie răstignit în același fel ca Hristos, cum și Petru a spus, Doamne, nu vreau să mor ca Tine, că nu sunt vrednic, eu sunt om, și l-a răstignit cu capul în jos. În rest, ceea ce pot să vă spun, cu bucuria în suflet că sărbătorim pe Apostolul Românilor, cu bucuria în suflet că mai încă o dată ne aducem aminte că suntem români și s-o sută de ani la anul, iacă s-a împlinit un secol de când suntem români uniți sub aceeași limbă, neam și steag, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să fim și creștini adevărați și credincioși adevărați și oameni adevărați și ostenitori adevărați și iubitori de țară adevărați și iubitori de tradiție adevărați și iubitori de folclor adevărat și de credință adevărată și de Evanghelie adevărată și de trăire adevărată și să ne numim cu adevărat, cum spune profetul David, privind la Apostolul Andrei, să-i zicem așa, Apostolul ar trebui să ne zică, iată eu și fiii care mi-a dat Dumnezeu. Suntem fii acestui apostol pentru că El ne-a insuflat în urechi învățătura Duhului Sfânt pe pământul țării noastre. Amin. Amin.